Cu precizarea că după preluarea de către consiliile județene, consiliile județene stabilesc dacă se fac reorganizări, comasări, desfințări de astfel de concentrate. Deci au această atribuție de a desfința după ce trece, da. De exemplu, DSP-ul să se unească cu altceva, să fie o singură... Deci sunt, din punctul multor colegi care au fost la acea întâlnire, călărire de atribuții fie pe zona agricolă, fie pe zona de sănătate, fie pe zona de direcție de protecție socială și atunci este foarte posibil să existe comasări și reorganizări. Dar asta în urma unui studiu de impact care se va face la nivel județean și deci sigur că e o discuție viitoare. Fiecare consiliu județean ia hotărârea. Da. Fiecare decide dacă rămân actualele de concentrate sau dacă vor fi reorganizări, comasări sau desfințări. Are Consiliul Județean resursele necesare să susțină activitatea tuturor acestor deconcentrate? Toate resursele, asta încercam și mai repet o dată și ca să fie foarte clar, nu ne sunt puse în subordine de concentratele doar ca denumire, ci și cu personalul aferent pe care îl preluăm, ci și cu finanțarea din buget care e prevăzută pe 2013.